plan roșu de intervenție la Răducăneni, în județul Iași. 12 oameni au fost răniți în urma coliziunii dintre un tir înmatriculat în Republica Moldova și un microbuz care efectua curse între Cosmești și Iași. Potrivit anchetatorilor, șoferul autotrenului s-a angajat într-o depășire neregulamentară, moment în care a lovit microbuzul cu pasageri care venea din sens opus. Uitați-vă și dumneavoastră, cum se evizi dacă el era pe contrasens. Deci mașina lui a fost aici. El a mutat după ce, eu tras în el. Și avea viteză, ce? Păi intrați în depășirea, unul iau mașină cu lemn. După mașinica asta. Eu am intrat, uite așa, jumate. Și el a plecat și n-am dovedit. Și domnul cu mașina asta vine dincolo, dar el nu se vedea, el era după curbă. Și vedeți și... El a frânat, nu că nu a frânat băietul, nu a vrut nici el, dar uitați-vă după drumul de frână, câți metri a frânat el, ca să oprească și nu a reușit. Ambii șoferi au fost verificați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. La locul intervenției s-au deplasat 14 autospeciale, din care 8 ambulanțe. În urma accidentului au rezultat 12 victime, una dintre acestea a refuzat transportul la spital, celelalte 11 fiind transportate la Spitalul de Neurochirurgie și la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Răniții au fost transportați la Spitalul de Neurochirurgie și Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Pe numele șoferului autotrenului a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.